Bună ziua! Tocmai am ieșit din incinta primăriei Ieloveni cu certificatul de urbanism pentru proiectare obținut. Despre cum am obținut eu acest certificat și ce pași am parcurs, va fi acest video. Pași pe care de altfel și dumneavoastră puteți să-i faceți în cazul dumneavoastră. Așadar, locația. Din legea cu privire la autorizația lucrărilor de construcție, am înțeles că locația unde trebuie eu să mă adresez este primăria orașului Ieloveni. Dumneavoastră, la fel, vă puteți adresa la autoritățile publice locale care gestionează sau din care fac parte terenul unde dumneavoastră doriți să vă construiți viitoarea casă. 2. Documentele necesare. În prezent, conform ultimilor modificări din anul 2020, dumneavoastră, ca persoană fizică, în construcția casei, adică pentru obținerea certificatului de urbanism pentru proiectarea construcției casei dumneavoastră, vă trebuie doar buletinul. Și atât. Da, eu știu, înainte se cera și schița de proiect, se cera și extrasul și planul cadastral sau planul geometric al terenului. Acum, în prezent, deja aceste documente nu se mai cer. Și chiar de lege nu se admit să se ceară. Totuși, eu ceva timp înainte de a depune cererea la primărie, am fost la cadastru, cu alte întrebări. Și acolo am fost informat că oricum, pentru obținerea certificatului de urbanism pentru proiectare, o să am nevoie de extrasul și planul geometric al terenului. Eu le-am obținut, ca să nu trăgănesc puțin cu obținerea certificatului la primărie. Cred că cei de la cadastru nu toți știu că aceste documente nu se mai cer. Însă, mă rog, asta e o altă temă de discuție. Ce ține de termene? Termenele de obținere a certificatului respectiv sunt stabilite de lege și reprezintă maxim 20 de zile lucrătoare din ziua sau a doua zi de când depuneți cererea respectivă. În cazul meu, chiar dacă am avut discuții și cu primarul și cu alții acolo, le-am explicat ce fel de proiect dorim să facem, chiar dacă, mă rog, credeam că o să fie mai repede, am obținut certificatul respectiv în 31 de zile lucrătoare. Vreo 40 ceva de zile calendaristice. De ce s-a întâmplat așa? Păi am depus cererea respectivă la sfârșit de august. Au fost sărbătorile de sfârșit de august, pe care le știm limba noastră, ziua independenței. Am mai înțeles că o perioadă arhitectorul șef al orașului a fost bolnav, îl înțeleg, nu am nicio pretenție și, mă rog, în cazul meu eu am obținut certificatul în 31 de zile lucrătoare, chiar dacă legea stabilește 20 de zile. Mă rog, mie nu mi s-au creat probleme mari din cauza întârzierii respective. Sincer să vă spun, puțin la etapa de proiectare am întârziat, însă, mă rog, totul acum decurge plus minus conform planului. Și chiar dacă data certificatului respectiv este sfârșit de septembrie, eu l-am obținut în octombrie. Însă ce să-i faci? Asta e. În cazul dumneavoastră, să știți că un certificat de genul dat se obține în maxim 20 de zile lucrătoare. Dacă a trecut acest termen, sunați, duceți-vă la primărie și cereți explicații. Prețul. Prețul în cazul meu este de 50 de lei moldovenești. Am achitat la bancă chiar în aceeași zi. Dumneavoastră, când ne puneți cererea, vi se dă un fel de talonaș. Cu acesta vă duceți la bancă, îl prezentați și achitați suma respectivă. Când o să veniți să luați certificatul de urbanism pentru proiectare, o să trebuiască să aveți chitanța de la bancă. Termenul de valabilitate al acestui certificat reprezintă ca și cum durata elaborării documentației de proiect. Însă nu poate depăși 24 de luni din momentul eliberării certificatului respectiv. Totuși, la cererea, în anumite cazuri, acest certificat poate fi prelungit cu încă 12 luni. Și cam atât. Uite, așa am obținut eu certificatul de urbanism pentru proiectare. În concluzie, vă duceți la primăria orașului sau satului unde doriți să construiți, vă duceți doar cu buletinul dacă construiți ca persoană fizică. În maxim 20 de zile vi se eliberează certificatul respectiv. Taxa în Republica Moldova, cel puțin pentru cazul meu, a fost de 50 de lei.
și când vă duceți să luați certificatul de urbanism pentru proiectare, vă duceți cu chitanța de la bancă. Și atât. Apoi certificatul respectiv îl dați proiectantului. El deja acolo, în dependență de ce scrie, va proiecta, amenaja, reamplasa casa dumneavoastră în dependență de permisiunile care există pentru localitatea respectivă. Eu vă spun la revedere, ne vedem cu noi videouri. Acum este luna octombrie 2020, merge proiectarea întoi și în curând vom face studiul geotehnic. Deci posibil video viitor să fie despre studiul geotehnic. Însă, anyway, stați pe fir, abonați-vă, deoarece totul pas cu pas, inclusiv de la etapa de construcție, videouri, analize, sfaturi, în anumite cazuri poate vom chema și anumiți specialiști, totul o să fie documentat, filmat și publicat online pe pagina de Facebook, pe canalul de YouTube și pe website-ul nostru. Avem două, enciclopediaconstrucțiilor.com și premiumhouse.media. Pe curând!